Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit înapoi la cele 12 munci ale lui Hercules. Țin să vă spun că vă mulțumesc enorm de foarte mult pentru feedback-ul pe care mi l-ați dat, pentru răspunsurile voastre, pentru reacția voastră la acest joc, chiar mă super, super, super uimit, nu știu cum să vă spun, chiar voiam doar să ne uităm puțin la el, dar mulți, mulți, mulți ați zis că ați dori să fac o serie. Nu știu exact dacă voi face o serie, dar cu siguranță uitați că mai apare încă un episod. Să vedem cum evoluăm. Unii dintre voi au zis că este un joc plictisitor, dar majoritatea au zis că... Majoritatea a zis că e un joc foarte frumos și m-au rugat să... M-ați rugat foarte mult să mai facem încă un joc. Așa că hai să intrăm înapoi în lumea lui Hercules. Le avem aici pe Hercules și... Așa, ce trebuie să facem? Trebuie să construim lerul lui Meduza și să build small store, să facem un magazin mic, da? Hai să vedem despre ce e vorba. Meduza can help you to fight the Minotaur. Deci te poate ajuta... A, uite la aici! Meduza te poate ajuta să te lupți cu Minotaurul. Meduza se găsește în hruba ei acolo, în peștera ei. Ok, bun, super, facem asta. Hai să luăm omuleții. Așa, cred că ați observat că am oprit puțin sunetul de data aceasta. O să ne concentrăm mai mult asupra sound effects de la joc. Așa, hai tu aici. Trebuie să upgradăm asta la om, da? Și să facem și ferma. Vino tu, ia tu de aici. Asta îmi dă de fiecare dată când ne aducem aminte, când se umple bara aceasta, ne mai dă câte o jucărie. Așa, ce putem să facem? Putem să venim să construim ferma. După aceea le luăm astea două. Facem multă mâncare. Unde vine meduza Slayer? A, uite, și de aici putem să luăm. Stai să-l anulăm pe ăsta. Că de aici luăm mult mai repede. A, ah, uite aici, construim lerul lui Meduza. Perfect. Vină tu aici, vină tu aici. Hercules poate să vină direct să dea cu șutul în acest bolovan. Perfect. Și acum cred că putem să ne mai luăm încă un aghiotant în curând. Ne mai trebuie 3 lemne, pe care le primim chiar acum. Ok, hai să anulăm astea. Așa, construim asta. Și voi putea să upgradez și fa ferma, fabrica de mâncare. Așa, luați voi asta de aici. Pam, pam, luați voi asta de aici. Și acum cu aur, dacă tot am aur, ar trebui să pot să fac asta. Exact. Și vine un omuleț aici cu legea asta. Aici primeam... Ok, și acum pot cu aurul acesta să bat acest minotaur. Superb. Facem acest pod și cineva vine și culege acest lemn. Pot să upgradez ferma. Dar Ah, deci resursele astea stau în drum. Ok, da, nu pot să iau aici. Mai trebuie acest 3 gold. Hai să iau acest 3 gold și să scap de acest tufiș. Mai am aici un minotaur. Ah, și aici încă 2 minotauri. Oh, Bun, mâncărică. Hai să... Nu fac asta. Hai să adun mâncarea asta mai întâi. Meduza, o trimitem pe meduza. Să scape de minotaurul acesta. L-am pietrit, v-am zis că cu ochișorii ei din șerpișorii din cap, în pietrește orice, am primit un feedback de la voi, chiar că de la o fană, că i-am făcut poftă de a reciti legendele Olimpului și m-a bucurat foarte tare asta. Ok, hai să le culegem pe astea. Ce faci tu aici? Ok, în curând cred că ne va da drumul și la Large House. Ca să... Uite, Hercules vine aici. Îl punem și pe Hercules la treabă. Luăm acest gold. Și trebuie să reparăm asta. Bine, hai să ia cineva mâncarea. Ok, goldul trebuie luat și el. Și aici, build store. Ah, aici facem magazinul ăla. Ne va da o pungă cu ceva. Nu știm exact ce face. Hai tu aici, repede, repara asta. Și cineva oare să... Mâncare. Bine, hai să upgradăm asta cât putem de repede. Uite, și asta ne cere mâncare, asta ne cere mâncare, asta ne dă mâncare, așa, asta ne cere mâncare, perfect. Și acum vom primi două mâncăruri, cumva? Da, uite, primim două la fiecare umplutură de această bară verde. Super. un agiotan vine aici și culege și unul vine aici și repară. Și ne trebuie încă o sursă de materiale din asta de construcție. Nu prea mai avem, mai avem aici încă un malder, ceea ce ne bucură. Să vină cineva să repare asta. Cred că stăm destul de bine cu timpul. Cred că stăm destul de bine cu timpul. Aurul necesar pentru ăsta l-am. A, mai e un bolovan aici. Bine. Foarte bine că am upgradat în sensul ăsta. Ferma. Ne dă mai multe mâncare. Aici mai îmi trebuie trei materiale de construcție. Uite, le duce acum acasă. Așa, ăsta ce-mi dă? Will give îmi va da un sac de ceva. Nu știu exact ce e sacul ăla. Hai să reparăm acum asta, că avem toată mâncarea necesară. Și după aia va trebui să vin aici și aici. Hercules cere șase mâncare. O, oh, cu mâncarea stau relativ destul de bine. O, ok. Vină tu aici. Îmi trebuie materiale de construcție. Trebuie să aștept să se umple bara. Gata, s-a umplut. Perfect. Niciun copacel nu mai am pe aici. Ah, voi primi oricum trei de aici. Ok. Hai, umplete plete plete, bun, Hercules vine aici cineva vine aici și ia tu și ăsta la o parte eh? cred că voi reuși să fac asta la timp așa cineva ia aurul ăsta meduza vine aici, cineva ia ăsta a da, am nevoie am lemne destule am. și plus că le mai am și pe astea Așa, meduza. Hai, nu pleca, nu pleca. De ce te duci înapoi până aici ca să... Probabil că strânge forțe. Așa, s-a dus acolo, se întoarce. Elegant. Cred că se putea și puțin mai repede dacă... Dacă stau bine să mă gândesc. Dar... Acum putem să construim asta. Și din data ce am construit acest magazin... am uite o barză. Din data ce l-am construit pe ăsta... Deoretic se oprește dunga asta din scădere, respectiv timpul. Ok. Și da, s-a oprit, perfect, ok. Acum am scăpat. Așa, ura, Artificii! și am primit un pocal, achievement. Three different characters all work together. Trei caractere lucrează toate în același timp, super. Și un strateg. Suntem un strateg. Am terminat un nivel fără să pierd bonusul. Ah, bonusurile alea, probabil. Așa, mai departe. Ah, uite aici achievement-ul. L-am primit pe ăsta aici. Așa. ce cu aurul ăsta? Ah, e tot achievement. Perfect. Bun. Minotaur not complete. Aici suntem noi. Hai să vedem mai departe. Set pointer. Trebuie să fac o săgetuță din aia. You can only skim. Așa, 20 de resurse. a, deci am 20 de resurse. Dacă fac un store din ăsta, un magazin de asta. de fapt este, cred că mai degrabă, un depozit. Pot să păstrez până la 30. Bun, hai să vedem. Să începem, să înceapă distracția. A, așa, vin aici. Să curgă lemnul cred că o să le zicem la asta lemne. Mâncare și lemne. Bun. Cu mâncare fac rost aici de lemne, cu mâncare fac aici rost de lemne. Unde-i ferma? Nu văd ferma. Așa, aici primesc aur. Deci cât mai repede în direcția asta. Și tot nu văd ferma. Unde este ferma, ferma, ferma? Cred că n-am ferma aici. Bun. Hai să luăm mâncarea asta odată. Luăm pasta. Așa și putem să upgradăm aici. Și cred că asta voi face. Ah, hai să luăm doi aghietanți, să avem mai mulți oameni care lucrează pentru noi. Superb! Și acum putem să venim aici și aici. Și luăm resurse de acolo. De aici, uite, mâncare, aurul. Aurul e foarte important, cred. Rupem aici drumul, eliberăm traseul. Luăm mâncărica asta de sus și după aia avem aici mâncare. Super! Build store! Aha! Deci de aici primesc... pot să fac store -ul. Avem casar cine nu neapărat. Dar trebuie să ajung eu aici cumva. Bine, hai să facem Medusa Slayer ca să scăpăm de minotauri și cineva vine și lucrează aici. Între timp putem să... au nu, asta trebuie luată la o parte. Cred că vrea de la mine să fac acest, uh, acest stor. Așa, venim aici, culegem aici lemne și după aia cu lemnele astea o să facem și storul, să dispare această săgeată de pe hartă, după ce luăm asta, evident. Bun, vinem cu ce? Și ne mai trebuie resurse, trebuie să fac cumva să upgradez aici. Ce-mi trebuie? trebuie șapte, O, oh, dau, dau opt din alea, opt resurse. Bine, hai să le culegem. Uh, aici cred că am cheltuit. O, așa. Le adunăm pe astea. Și aurul. Ah, și putem să ne folosim de Hermes. Hai să adunăm resursele astea de aici. Ok, și pe asta. Cineva vine aici, construiește. Cineva vine, taie copacul acesta. Și meduza își face și ea treaba. Vină cu acem pietrăștel să pun aici, reparăm asta. Deci aici facem, reparăm podul și aici astupăm. Ne trebuie resurse multe. Dar tăim acest copac. Aici, cred că pot să sap și aici, pot să astup gaura aceasta. Ca să pot să adun mai multă hrană, fiindcă nu avem fermă pe această hartă. Ok, hai să luăm pasta, să luăm pasta. Și în curând, așa, putem să reparăm acest pod de lemn. Ok, de îndată ce am reparat... A, ah, uite, cineva stă degeaba, poate să taie acest copăcel. Primesc 3 lemne. De aici mai primesc, mai primesc. Și pot să repar acest poduleț. Meduza mea poate să-l atace pe ăsta de îndată ce s-a făcut podul. Și colegem acel aur. Așa, hai să luăm aurul mai întâi. Meduza vine încoace. Cred că ar fi o strategie bună să vin aici mai întâi, să repar astea. Hrană, a, nu stau foarte bine cu hrana. Mai bine luăm hrana asta de aici și de aici, ca să se poată reinițializa. Dar facem asta acum. Bun. După aia, astea. A, Hercules are nevoie de hrană, dar mai întâi și mai întâi trebuie să reparăm acest pod. Deci reparăm podul. Și Hercules are nevoie de 6 hrană. Am 8 hrana, am 5 hrana. Ok, cineva vine aici. Nu avem fermă pe acest... a. Ah, ok. Vii tu acasă și după aia Hercules poate să plece la treabă? Ok, tu cu l pe ăsta. Între timp, cineva vine aici. Și reparăm asta ca să dăm în următorul Minotaur. Minotaur, asta cere aur? Cere și aur. Bine. Dar, teoretic, am 6 aur, 12 aur. Ăsta nu cere aur. Bine, meduza. Hai să nu stăm degeaba. Luăm și aurul acesta, cu toate că nu ne trebuie neapărat. Reparăm asta. Reparăm acest poduleț și... Uh -huh. Hai să culegem și asta. Așa, meduza, vin încoace. Tu ce ai nevoie? Ai nevoie de încă 3 cașcaval. Cașcavalul, uite-l aici. Așa, și putem să reparăm asta, cineva stă degeaba ia cașcavalul acesta. Set pointer. Set pointer. Săgeata asta e deja aici. Ah, probabil că se va îndrepta încolo. Și rezolvăm totul. Stăm cu timpul foarte bine stăm. Hai, vină cu ce? Tuc. Tu 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 Ah, uite, chiar s-a îndreptat încolo și s-a oprit timpul. Mergem cu toți acum. Ia uite, toți patru am plecat la drum. Putem să setăm și asta să meargă mai repede. Ha! Și-am făcut achievement! Uh, your servants all ran together. A, ah, toți au alergat deodată. Super! Am făcut și trei steluțe. Mai departe scrie în carte... Uh! Statuia lui Atena. Ia să vedem. Mhm. Uh -huh. Mai e puțină marmură aici. Rămânem imediat. Deci, în două nivele. 1 și 2. Teoretic, aici ar trebui. A, ah, și după aia, uite, mai vine încă un cutscene. Super. Sau nu? Sau bă, da. Așa, trebuie să facem rost de un ciocan și să reparăm un pod de piatră. Hai să facem asta. Buttons activate gates or bridges. Deci niște butoane activează porți sau poduri pentru a debloca un buton îți trebuie un ciocan. Ok, facem asta. Unde e casa noastră? Aici e casa noastră. Ah, click to play. Deci, ca să începem, trebuie să dăm click. Click to play. Drept urmare, putem să ne facem o strategie. Aici îl avem pe nenea asta rău. Unde este meduza? Meduza este... Și ăsta e podul pe care trebuie să-l... Ah, uite, ciocanul aici. Unde e meduza? Cum scap de asta? Minotaur. Trei aur. A, uite și pe meduza aici. Bun, deci trebuie să ne axăm aici. Pac, pac, pac. Meduza. Îl îndepărtăm pe minotaurul acesta. Luăm ciocanul. Și după aia va trebui să ajungem aici. Hephaistos. Oh. Bun. Pe aici ajungem la aur. Ok, hai să vedem. O dată așa, o așa. Îndepărtăm asta. Ne dă trei lemne. Și putem să ajungem aici. Perfect. Ăsta ne dă trei lemne și el, dacă plătim două hrană Și mi-ar plăcea foarte tare să... A, uite, gata. Acum pot să fac ferma. Ok. Hercules poate să vină direct aici. Să luăm aurul acesta. Și am nevoie și de astea. Și după aia cred că voi avea... Wow! 9... Așa, vină și tu aici. Lemne avem pe hartă? Nu avem. Nu văd unde avem lemne pe hartă. Nu, nu. Ah, ok, vină după aia aici. Așa, vină cu aceea. Ia hrana asta, ia lemnele astea. Și ne axăm din ce în ce mai mult încolo. Uite, ne trebuie două hrană să trecem mai departe, să stupăm această hrubă din gaură din asfalt. Așa, luăm niște mâncărică. Dacă toți suntem aici, avem nevoie de două mâncare, mâncare noi producem. Hai să upgradăm totuși mâncarea. Ah, dar cred că după aia rămân fără, fără materiale de construcție. Hai să trecem mai departe, să vedem. Pam, pam, pam. Hrana ne vine oricum aici. Aici mai primim materiale de construcție în ceva timp. Luăm aurul ăsta, să știm că avem aur. Ok, o luăm pe și Cred că... Ia, aici... Hai să facem totuși ferma. Ok, facem ferma. Fiindcă blocajele astea aici ne costă hrană. Ne dau uh, lemne, dar ne costă hrană. Așa, hai mai departe încoace. Uite, lemne oricum avem pe parcurs. Și mai avem și aici lemne. Prin urmare, o iau... Așa... Și cred că pot să o construiesc. Nu, mai trebuie... A, așa, acum, bun. Când uh, dau click pe ceva și nu am resursele necesare, se pare că... A, așa, hai, luăm asta. Facem aici o... un drum prin tufiș. Și aici am trebuie hrană. Ok, e bine că primesc hrană destul de des. A, așa și îmi trebuie ce îmi trebuie îmi trebuie și aur, dar îmi trebuie lemne pentru a repara căsuța lui Meduza. Ok, cât mai am? Cât mai am nevoie? Am nevoie de 6, am nevoie de 4. Hai să le iau și pe asta. Și pot să le iau și pe asta. Ok, și acum o să am destul. Aici trebuie reparat. Mă costă atât cât și, adică 3 hrană și 2 materiale. Repar mai întâi la meduza. Și pot să vin și aici să repar, ceea ce mă bucură foarte tare. După aia meduza poate să fugă repede, repede, repede la acest minotaur. Să luăm ciocanul. Hai, vină cu aceea. Și după aia cred că pot să vin aici. Bun, vină tu aici. Hercules se duce să ia ciocanul. Ce face Hercules cu ciocanul? Dorme cu el lângă pat? Sau ce face cu el? și îl pune supernă. Așa, luăm hrana asta. Ce-ai cu el? mi-a luat ciocanul. Bun. A, ah, mai avem nevoie de un ciocan. Uite aici, ciocan. Luăm astea repede. Tu și cu tu și cu tu. Ah, ce bine ar fi fost acum dacă avem trei aghiotanți. Putem să ne mișcăm mult mai ușor. Dar hai să-l activăm pe Hermes. Ne mișcăm acum mult mai bine. Vino tu aici, repar aici. Hercules vine aici. Cineva revine aici. Hai, Hercules. Nu sta degeaba. Another miss. A, nu-l găsește. Asta este treaba. Bun. Vino aici, vino aici. A expirat. A expirat uh, viteza noastră. Acum, Hercules poate să vină aici. Eu iau hrana și cu lemnul. Așa, mai e aici un jocan. Deci e un lucru bun. Spargem pe ăsta. Hai, vino și sparge și tu aici. Sparge tu aici. Cineva ia asta. A, ah, da, Hercules nu știe să facă așa ceva. Și cineva ia asta. Bun. Cred că stăm destul de binișor. Cred că, uite, săgeata asta este mai sus decât de obicei. Dar cred că stăm destul de binișor. Trebuie neapărat să vină cineva să repare aici. Și cineva care stă degeaba să vină să ia astea. Hrană. Stăm bine. Vin cu ce repare aici. Și cineva care stă degeaba ia mâncarea asta. Luăm ciocanul. De aici, acum, repede, cu Hercules. Și cineva ia asta și cineva ia repede asta. De aur, cred că nu mai am nevoie. Bun, l-a găsit. Hai să dăm aici de buton. Așa, și Hercules vine aici, repede. Și am ajuns. Am pus ciocanul acolo. Și cu cine ajută? Cineva repara asta. Și cred că am terminat. Cred că am pus de zice. Ia ciocanul. Nu mi-a zis să-l pun, mi-a zis să-l iau doar. Hai, de, 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 de. Mai repede. Cineva vine aici, cineva vine aici. Și am reușit, am plecat. Super. În timp, în timp. Ceea ce înseamnă că. Trickster. Deci. Un. Aaaa! Un servitor de-al meu a luat o resursă după ce am completat o misiune. Uh. <laughs> Hai să vedem cum arată Atena acum. Atena, cred că mai are. U, uh, ia uite, și un. încă un achievement. Ok, așa. Deci, astea, pocalurile astea se înlocuiesc cu cu diferite forme. Aici avem o mură, aici îl avem pe juggler, un de nostru în cușcă, aici avem niște bănuți. Ceva special mai avem? Nu mai avem. Ah, e ceva aici. Ah, atletul. Uite, asta am făcut-o când au alergat toți patru deodată. Ah, și tu ești, strategul. Deci fiecare chestie de asta de pe lateral, uite și brasca țestoasă, toate astea sunt. Atena, 9 din 10. Mai trebuie încă un episod și -o vom mai face încă un episod repede, 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 nu de acolo, ci de aici. A, așa. Ca să terminăm și pe Atena. Trebuie să învingem o hidră luptându-ne cu capetele ei și să batem crabii, de asemenea. Să ne fie, să avem grijă să de capetele marcă, ele mușcă. Ok, super. Hai să vedem. Click to play. Ce trebuie să fac? Bit the extra heads. Se batem capetele care sunt în plus. Hai. Click to play. Așa. Hai să batem astea. Așa, așa fac bine? Fac bine? Cred că fac bine. Ok. Dei, de dei. Batem și crabi, 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 crabi. Crab, crab, crab. A, asta e un fel de nivel bonus. Așa, ne batem cu hidra, cu capetele ei adiacente. Tuc, tuc, tuc. Tic, câte sunt. Bun. Dei și în tine. Krabi, krabi. Așa, pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, Și voi, cu ce trag eu cu o praștie? Așa, aici să vedem, există vreun bonus ceva? Dăm click. Stai să le iau pe mai întâi. Și pe tine și pe tine. Așa, click pe undeva, bonus, nimic. Ah, cred că am pierdut un, un căpșor de la. Tu, 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 tu. -tu. Și crabii ăștia. Tu, 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 tu. Și pe tine, și pe tine. Pasărea asta nu face nimica. Și dăm în hidră. Ei! You tapped 100 times. Am dat click de 100 de ori. Și am mai făcut încă unul. You completed the minigame perfectly. Am terminat minigame-ul în mod perfect. Adică bănuiesc că nu mi-am luat damage. Cred că la asta se referă că mi se pare că mi-a scăpat un căpșor de hidră. Dar cred că se referă la faptul că nu am luat deloc damage. Ok, mai departe. Trei steluțe, foarte frumos. Așa, și aici avem un cutscene. Nu ne uităm la el. Trecem peste. Și am ajuns în... Aha, uite aici. A, și asta nu era nivel. Astea cu stegulețe sunt nivele. Aici mai era încă un... Call upon all... Cei trei servitori. Trebuie să-i chem. Deci, probabil, pe viitor vor fi trei. Nu știu. Probabil. Așa și asta este Hydra cu Perfection. Am făcut perfecțiunea în persoană. Eu sunt. Afgâ. A, uite și aici. Achievement-ul pentru Manual Dexterity când am dat de 100 de ori click într-un nivel. Bun, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și de data asta acest episod și ne vedem data viitoare. Numai bine! Pa, pa!